spună. Vreau să vă spun o poezie. Sunt în cameră, am prins un moment liber și pot să vă recit o poezie. Ideea este că nu vreau să atrag atenția asupra mea, ci asupra cuvintelor pe care le-am scris aici, din toată inima. Și pentru cei ce mă cunosc știu că sunt o persoană sinceră și spun și lucrurile mai puțin plăcute, care poate uneori nu trebuie spuse, dar puțin îmi pasă. Puțin îmi pasă. Ceea ce contează iubesc adevărul și asta este cel mai important. Da, trebuie să-l spunem cu dragoste acest adevăr. Ok. Asta l-am scris acum, adică poezia asta am scris acum 2 ani, cam așa. Nu este extraordinară, dar hai să împărtășim. Poate ai și tu ceva să-mi spui. În abisul rătăcirii eu mă pierd, fără mâna ta pe umăr, lacrimile încurg într-una și mă tem. Fără tine aș rămâne doar un sac cu oase bune, ce nu-ți de folos. Chiar de am un chip frumos, tot sunt mai prejos și e dureros. Fără tine n-am nimic și sunt osândit la o viață pe pământ, în haosul muribund, ce mă înfundă în păcat și mă face vinovat de felul de a fi. Și îmi doresc să fiu salvat. El mă învață prin cuvânt cum să-mi iau avânt spre o viață curățită și ușor răvnită de al meu trecut. Tu mi-ai făurit un drum și sunt gata să-mi asum ce e de făcut. Tot pământul ne arată cum ai făurit prin artă dealuri și pășuni cu miei, râuri trecătoare, mări și țări înfloritoare, munți și văgăuni. Și ușor eu mă desprind de-al meu fel ce chinuia și nu doar persoana mea, și pe alți câțiva care mă iubeau. Renăscută, așa mă simt, datorită lui, creatorului, ce are o dragoste deplină pentru cei ca tine și ca mine. Da. Asta este o poezie, nu e mare lucru, dar ceea ce îți spun astăzi este astăzi, acum e momentul să începi să-L cauți pe Dumnezeu. Dacă spune în cuvântul Lui, dacă mă veți căuta din toată inima, mă voi lăsa găsit. Contează foarte mult motivația cu care îl cauți și râvna, dorința de a cunoaște adevărul. Indiferent că ești ateu, indiferent că faci parte din nu știu ce religie sau cult, nu astea, cum să spun, religia și cultul nu te salvează. Iar faptul că ești ateu, crezi sau nu crezi într-un lucru, asta nu face ca acel lucru să nu mai existe dacă tu nu crezi. El tot este acolo. Așa că e timpul să te trezești și să cauți, să nu mai fii indolent, să nu mai fii mediocru, ignorant. Da, toți, nu există om perfect. Am atâtea și atâtea imperfecțiuni și zilnic păcătuiesc. Dar credeți-mă că am nădejde. Am nădejde și nu mi-e frică dacă mâine voi muri. Nu mi-e frică. Știu unde mă voi duce. Nu știu cum arată. Nu știu ce anume. Nu pot să-mi imaginez cât de fericită voi fi. Dar voi fi extraordinar de fericită. Asta știu.
Nu pot să-mi imaginez, pentru că ceea ce Dumnezeu a creat este inimaginabil, neimaginabil, nu știu cum se spune, de neimaginat, ca să mare greșeală, nu contează, ia ceea ce e bun. După cum am zis, fiecare avem defectele noastre, lacune și așa mai departe. Dar avem și acea parte pusă de Dumnezeu în noi, că suntem creați după chipul și asemănarea Lui. Sunt sigură că în fiecare dintre voi, indiferent că ești cum ești, poți să fii și un criminal, există ceva bun în tine, există un potențial. Contează să adâncești căutările tale spre a căuta un sens al acestei vieți. Așa că este timpul să te apuci. Ai o Biblie acasă? Este Biblie, nu știu, ortodoxă, Biblie creștină, nu știu eu ce altceva. Orice altceva, ia Biblia, ia și ceea ce crezi tu că este, nu știu, Coranul și compară-le. Citește, roagă-te, spune, Dumnezeu, dacă ești cu adevărat real, atinge-mi inima, spune-mi, vorbește-mi, n-o să auzi o voce. Dar te va izbi când te va izbi. Și atunci vei lua o decizie. Vei ști cu siguranță că nu este la întâmplare ceea ce se va întâmpla. Dumnezeu lucrează în inimile celor ce-L caută. Pe curând!